Și eu zic să continuăm nunta mea și botezul, că așa mă simt, nu? Da, să vină sau mâncarea, să vină tortul. Să vorbim despre ea, pentru că de când a venit ea în trupa Jukebox, băieții au renunțat la barbă, domne. E clar, eu am înțeles că e tare convingătoare. Am auzit că are și alte talente pe care le vom descoperi în această seară. Sper că unul dintre talente nu e și tunsul. Nu, mă gândesc că nu are o foarfecă la ea să-mi taie mie pletele, că nu știu ce ne facem. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Bela! Bună seara, Alex! Deși să știi că a reușit când a venit ea în trupă, aveam părul exact. Păi de asta am și zis. Da. Acum m-am încălzit tot, cu transpirațiile pe spate sunt... Are o privire tăioasă, Da, deja tu îți dai stylist niște. Dar pentru tine e bine. Pentru tine e bine pentru că... pentru ei, de ce nu era bine? Pentru că el are părul alb. Da. Și arată mai... mai în vârstă. Mai baba. Mai da, te-a convins. Auzi, ți-a făcut bine lecția, okay. Te-a convins că zici cu atâta convingere. Da, mi-a zis ce mai trebuie să vă schimbați imaginea, să păreți mai tineri, să nu știu ce. Și de ce nu l-ai vopsit cu părul lung, de exemplu? Pentru că am zis că nu mă vopsesc și pentru că aveam oricum o problemă cu părul. Hai să spui henna de ăla. Nu, am o problemă legată de faptul că eu merg cu motocicleta în timpul verii, mm-hmm. Și în momentul în care îmi făceam eu părul și mi-l aranjeam și îl dădeam cu... Te învață hairstylistul, îți dai cu produse, îți dai cu nu știu ce, așa, și după aia puneam casca. Ca-ca. Și când o dădeam jos, rezulta ceva de nereparat, de neacceptat, neprivit. E de înțeles, e de Și atunci înțeles. Am zis, mașina... Mai bine așa. Dar ai plâns după el? După pletele tale? După am ele? Avut de ales, motocicletă sau păr. Și am zis mai bine motocicletă. Bun, să revenim la singurul membru al trupei cu părul lung. Bela. Și cu pielea cea mai fină. Da, da. De tine la nunta Dianei am înțeles că Alex a spus că ești cea mai româncă dintre filipineze. Și cea mai filipineză dintre români. Ce? Nu? Așa, așa este, așa am spus. Pentru că ziua mea este în 1 decembrie. În 1 decembrie, nu? De asta am înțeles. Și îmi place mult mâncare din România. Și nouă, Doamne, ce bune. Da, știi ce voiam eu să spun? În momentul în care ai cântat Whitney Houston, I Will Always Love You, de așa cum mi se face pielea găinii, fără să exagerez, și îmi vine să... Frate, deci ai o voce de nu se poate așa ceva. I-am zis soțului meu, mulțumesc că mi-ai adus-o pe Whitney, Dumnezeu să o odihnească aici pe scenă. Felicitări! Asta și pentru că eu am înțeles că tu știi să imiți foarte multe voci. Da. Ia, hai, te rog, e frumos aia pentru mine. Aia voiam să zic și pentru telespectatorii noștri. Ceva, nu știu, ceva așa, shocking. Whitney Houston, uite, că tot... Whitney Houston. Da. Trebuie să fac și eu. Poate mi-e să... Așa ceva nu există. Pe cuvânt. Asta pot să spun. Da, chiar a fost chiar puțin șocant. Ideea este că în momentul în care ne-am cunoscut, ea a venit la noi la sala de repetiție și am cântat 3 piese împreună. Lucru întâmplându-se absolut fără nicio pregătire, mm-hmm. În prealabil sau chestii de genul ăsta. Și când am început să cântăm, noi băieții ne-am uitat așa unul la altul și după aia când am vorbit, îmi povestea unul dintre chitariști, Andrei, zice: băi, am cântat 3 melodii cu pielea găină pe mine, da, știi? Da. Ce frumos. Da, și ideea este că nu doar că este foarte talentată și este frumoasă, dar este și un bun prieten și este un om foarte cald. Și noi ceea ce e foarte important. Da. Știi vreo Shakira de astea, o voce de ei sau da? Shakira? Da, uite că sunt curios. Ah, Shakira imediat, stai. Păi și eu, stai că vă când și avem două Shakira. Vreți Shakira mai așa? Așa 5 secunde. Hai asta ultima ei, penultima. Lucky we're born this far away, so we could both make fun of distance. Lucky that I found a foreign land for, like a fraction of your existence. Little, can't you see? I'm a free. Doamne, unde ați găsit-o, Alex? Să nu lăsați, să nu-i dați drum. Thank you.
Sunt gelos pe vântul care atie în părul tău mereu. Razele de soare te ating în locul meu. Mă pierd în ochii tăi, mă regăsesc în noi și sper că iubirea noastră va trăi etern. Clipe ce-au ascuns, timpul scurs, ne privim și nu mai știm să ne iubim. Am rămas și dimineața fără ruș, fără machiaj. Iubesc că te aud cum urci pe tocul la etaj. Și pe ce-au ascuns, timpul scurs, ne privim și nu mai știm să ne iubim. Am rămas să ne iubim. Am rămas doar cu vocea ta. Vocea ta vom rămâne clar mult timp. În urechi, în suflet, în tot. Mulțumim. Absolut genială piesa. Sunteți foarte mișto. Foarte mișto și voi sunteți foarte tare. Colegii noștri pe care îi salutăm. Salut! Ne-am sacrificat noi, am venit în miez de noapte ca cenușăreasa. Să le dați sport de noapte. Sport, da, să le cereți exact. Sport de noapte. Dacă ei se uită acum la televizor. Ia, duceți-vă și promovați. Mai vă mulțumim încă o dată și eu mulțumesc încă o dată pentru nunta superbă și botezul pe care mi l-ați făcut. Sunteți fenomenali. Ne pare tare bine că am fost alături de voi. Și mie, că v-am ales.